Bine v-am găsut. Astăzi nu mai cu trepiedul. Eu m-am apucat să gătesc ceva pe aici. După cum vedeți, vă arăt. Gomboț. Bine, mă, iar mă uit în partea altă, zici că văd ceva trup în partea altă. Gomboț. Bă, făcut de casă, nu? Și acum am făcut o ciorbă de legume. Aici am sarmale. Sărmăluțe și acum fac ciorbă de legume. Ciorbă de legume. După cum vedeți, aici am băgat toate legumele câte le-am găsit. Toate legumele le-am băgat. Oare și pe la... Iar mă uit în partea aia altă, ce trebuie? Oare vă plac gomboți ăștia? Să-mi spuneți dacă la voi în zonă o să fac gomboți. Dacă nu... Vă trimă, eu de la Iași câteva... Stare bune îs. Iar... Ia, pe bune. Dacă e duminică, e plictisală, am făcut supa asta, ciorba asta. E plictisală. Ce mă enervează, bă, că în timp ce filmezi nu-mi dă opțiunea să întorc camera, mai dai nașpa. După cum vedeți, la noi aici au plouat. Și am ieșit soarele și toată tuscă. Copii acolo jos la masă. Vedeți? Am e frumos afară. Locul unde când vine cineva la mine în casă, nu uitați. Sticker. Să nu fie ca în spital. Aici stăm la cafea, la povești. Hai da să vă arăt camera mea. Nu, vă place camera mea. Încă nu-i gata. Trebuie să-mi vină salteaua. Și aici o să-mi schimb astea. Anul ăsta o să-mi schimb. Mi-am luat două lămpi pe trepied, după cum le vedeți. Mi-am pus acolo floare pe capăt. Și aici lui locul meu. Când stau și citesc, stau acolo pe unul dintre ele, cu o cană de ceai, cu o cană de ceva, cu un suc, cu ceva și stau și citesc. Dar poate e frumos. Deci e foarte frumos, uitați-vă aici. Frumusețe. Uitați ce tare bate vântul când însuflă pe ele. Vedeți? Și floricica mea acolo pe colț. Nu, dar ce tare bate vântul. No. Cam atât am vrut să vă arăt. Mai mult ce să vă arăt? Eu că iară pun mâna pe cameră, trag în ea camera.
Bucătăria locul meu unde gătesc tot timpul. Din alt unde. De unde gătesc tot timpul. Și normal. Eu nu suport să-mi văd aragazul meu dacă îmi fac mâncare, că eu uite și că râie, fac pe cap. Dacă nu e curat aragazul la mine. Și chiuveta goală tot timpul, cu vrăjeală, cu beasă murdare. Eu nu suport asta. Voi ce ați făcut, de exemplu, astăzi duminică? Doamnilor, domnilor, copilașilor, ce ați făcut duminică voi astăzi? Multe cele n-ați făcut, că e duminică. Bine, ajunge clipul ăsta de 5 minute. Vă doresc o duminică plăcută în continuare. Eu îmi termin ce am de făcut și mă bag la un serial corean să mă uit. Că nu ne place serialul corean, ne place. Vă pup!